Când ați preluat în guvernare, s-au întâmplat mai multe lucruri pe arena politică, a fost și crize politice. Care este la moment situația în coaliția de guvernare? Este una net diferită în comparație cu ceea ce am avut în trecut. Eu gândesc că această situație pe care aș caracteriza-o ca una lucrativă, una stabilă, una care se bazează pe mecanisme foarte eficiente de comunicare, se explică și prin faptul că toți actorii din actuala coaliție de guvernare au tras niște lecții din trecut, am însușit și în aceste lecții, am tras concluzii și probabil că ceea ce ne face mult mai uniți, mult mai eficienți în ultima instanță, este nu atât simțul interesului corporativ de partid, în fiecare caz în parte, cât acest sentiment de responsabilitate comună, mai ales într-un an care se anunță unul electoral. Credeți că se va reuși păstrarea stabilității politicii în Moldova până la următoarele alegeri parlamentare? Nu este vorba ce cred sau ce nu cred. Este vorba întâi de toate de ceea ce trebuie să facem, ceea ce suntem obligați să facem. Iată că păstrarea și consolidarea acestei stabilități în cadrul coaliției de guvernare și pe această cale păstrarea stabilității politice pe ansamblu pe țară este o misiune a noastră comună, dacă doriți, o responsabilitate comună, nu avem care alternativă. Se va păstra sau nu în continuare? Pot să vorbesc cu certitudine în numele formațiunii pe care o conduc, în mod evident că vom contribui plenar la menținerea și consolidarea acestei stabilități. Sunt sigur și mi-exprim speranța că și colegii noștri gândesc la fel. Nu va fi un exercițiu ușor. Pe de o parte, au fost și vor mai fi în continuare provocări care vor veni în exterior. Vor fi încercări să bage zâzanie, neînțelegeri, să bage tot felul de intrigi pentru a atinge acest obiectiv de destabilizare a situației, mă refer întâi de toate la opoziția comunistă și nu doar. Și în aceste condiții, eu gândesc că rolul fiecăruia din actorii politici în cadrul coaliției de guvernare este foarte important să nu ne lăsăm pradă acestor provocări mai sofisticate sau mai primitive. Să fim foarte atenți în atitudinea unul față de altul, să știm cum să găsim compromisuri, fiindcă în situația actuală nu înseamnă că în cadrul coaliției nu avem diferite puncte de vedere, diferite poziții, este și firesc acest lucru într-o guvernare de coaliție. Contează foarte mult calitatea pe care mătezi-o, capacitatea de a comunica, de a discuta aceste subiecte și de a găsi soluții și decizii comune. Cum ar influența referendumul din Găgăuzia situația din continuare din țară? Mă refer la declarațiile unor politicieni că astfel de referendumuri ar trebui să aibă loc în toată țara. De fapt, ceea ce s-a întâmplat în Găgăuzia, eu nu pot să numesc acest lucru referendum în sensul juridic al acestui cuvânt, este mai degrabă un exercițiu pe care l-aș numi un sondaj de opinie, dar și asta inutil din punct de vedere practic, fiindcă dispoziția în sânul populației, în sânul societății din autonomie era bine cunoscută. Acest exercițiu nu este unul întâmplător și nu este unic ca și acțiune care este orientată spre o tentativă de a destabiliza situația din Republica Moldova. Să nu uităm. Tot ce s-a întâmplat pe parcursul anului trecut, tentative și acțiuni pentru a genera legi anticipate, după aia așa numită Revoluția de Catifea, după aia mai multe moțiuni cu încercare de a demite guvernul, sunt mai mult ca sigur că acțiunea care a fost generată de către Partidul Comuniștilor la nivel național și șeful executivului din autonomie Formozeal, este o acțiune care se înscrie într-un sistem, într-un pachet de activități orientate toate spre destabilizarea situației și spre împiedicarea semnării și ratificării ulterioare a acordului de asociere. Eu pot să presupun că noi suntem pe poziția, toți împreună, în cadrul coaliției de guvernare, să contrapunem acțiuni eficiente, legale, democratice, pentru a spulbera acest plan diabolic al opoziției comuniste. Evident că opoziția comunistă va încerca să multiplice acest caz și să încerce să aprindă această flacără peste tot în țară. Noi am discutat subiectul cu colegii din coaliție, am avut discuții cu toți colegii noștri din echipele raionale, echipele locale. Sunt foarte mândru și satisfăcut să constat că toți colegii noștri din consiliile raionale sunt ferm pe poziția de a nu admite o destabilizare situației în Republica Moldova și a oferi tot sprijinul autorităților centrale pentru continuarea agendei noastre de politică internă și externă.
Vă așteptați la careva surprize de la opoziție în ajunul semnării acordului de asociere cu Uniunea Europeană. Cum credeți că va evolua situația din acest punct de vedere? Nu cred că este cel mai potrivit cuvântul surpriză, fiindcă la surpriză nu ne așteptăm. Aceste acțiuni sunt deschis declarate, noi le vedem și putem să facem anumite pronosticuri în acest sens. Iar fiind bine armați pe plan informațional, evident că putem și vom fi cu siguranță eficienți în contracararea acestor activități. Evident că opoziția comunistă și aliaților vor încerca să inițieze și multe alte acțiuni de acest gen, urmărind același obiectiv. Eu gândesc că noi avem suficientă și inteligență și pregătire. Slavă Domnului, avem suficientă consolidare pe o platformă comună a coaliției de guvernare pentru a fi mereu pregătiți de a contracara aceste acțiuni, de le anihila, pentru a păstra stabilitatea politică și pentru a ajunge pe această cale și la semnarea acordului, și la ratificarea acordului și ajunge, conform legislației țării, la alegerile parlamentare ordinare. În genere, ce mișcări sunt posibile pe arena politică autohtonă până la alegeri și credeți posibil apariția unor noi forțe politice sau poate credeți în posibilitatea apariției anumitor coaliții? Nu mă lansez în aceste exerciții care îmi par, într-o măsură foarte mare, inutile din punct de vedere practic. Orice se poate întâmpla. Pe parcursul anilor care s-au scurs, ați observat și dumneavoastră, au apărut unele noi formațiuni politice care s-au înregistrat. Asta nu înseamnă că ele sunt viabile în tot sensul acestui cuvânt. Întâi și întâi de toate, eu mă ghidez după prevederile legislației țării. Fiecare om sau comunitate de oameni sunt liberi să adopte asemenea decizii, să formeze formațiuni politice, să se lanseze în activitatea politică. Din punctul meu de vedere subiectiv, gândesc eu că ori apariții, ori fortificări de alți actori decât cei care sunt azi prezenți în Parlament, de ce nu, unii și extraparlamentari, să mai apară cineva foarte serios, să intre în forță, pe simplu motiv că timpul este foarte limitat. Însă, repet încă o dată, acest considerent mă deranjează foarte și foarte puțin, categoric deloc. Noi avem agenda noastră, ca și partid, ca și coaliția de guvernare. Trebuie să o urmăm, trebuie să o implementăm, trebuie să rezolvăm acele probleme pe care le-am declarat prioritare pentru oameni, de ordin economic, de ordin social, infrastructura și tot așa înainte, și să mergem în acest scrutin electoral, indiferent de conjunctură, indiferent care sunt actorii actuali, ori care sunt actorii care își vor face apariția. Ar fi gata Partidul Democrat să facă vreo coaliție politică electorală? Știți, acest subiect noi l-am discutat în cadrul coaliției în toamna anul trecut. Și, de fapt, am și adoptat o decizie, într-un fel comun, am căzut toți de acord, că vom merge fiecare în parte, ca și partid, în acest scrutin. Și nu este vorba de egoism politic, categoric. Această decizie noastră comună, care a fost anunțată de noi, prin noiembrie anul trecut, colegii noștri de la PLDM recent au făcut referință la această decizie. Ea este una bine calculată și este îndreptată spre atingerea unui obiectiv și individual, dar și unui obiectiv comun pentru alegerile parlamentare. Strategia noastră în cadrul acestei decizii s-a bazat pe obiectivul ca fiecare în parte, așa cum este poziționat cu segmentele electorale cheie sau segmentele țintă, să ajungem la o maximizare a rezultatului electoral pentru fiecare în parte, dar ceea ce contează probabil și mai mult, ca să avem un rezultat pozitiv toți împreună, în contextul asigurării continuității implementării agendei noastre europene, agende de politică internă și externă a țării. Și în acest exercițiu am decis împreună că contează mai puțin pentru fiecare în parte. Dacă vom avea 15-20 de voturi sau 25-30, contează ca forțele pro-europene, forțele democratice, să asigure un rezultat care să ne aducă o majoritate confortabilă pentru a asigura o coaliție parlamentară și o coaliție guvernamentală. Cine credeți că va guverna țara după următoarele alegeri? Din nou, nu ține de credința mea, va guverna sau vor guverna acei care se vor bucura de susținerea necesară a alegătorilor, a cetățenilor Republicii Moldova, vor guverna acei care vor avea creditul de încredere din partea poporului moldovenesc, urmare a alegerilor parlamentare. Este o formulă foarte simplă, generală, și aici
mai puțin depinde de cine ce vrea sau cine ce crede. Gândesc eu că este o probabilitate mai redusă să avem o situație cu o singură formațiune politică, având majoritatea confortabilă pentru a asigura actul de guvernare. Asta însemna că la moment, și lucrul ăsta vine și din discuțiile pe care le-am purtat cu colegii la sfârșitul anul trecut, lucrăm pentru electoral, e cert acest lucru, și pe această cale asigurăm viitoarele deja coaliții post-electorale pentru a continua această responsabilitate și acțiunea, reformele care au fost începute, fiindcă multe din ele sunt de durată. Care este cea mai mare dorință politică a dumneavoastră? Mi-aș dori foarte mult că într-un viitor previzibil, moldovenii, oamenii noștri, să ne spună nouă, celor din clasă politică, că simt o schimbare radicală în viața lor, simt că viața a devenit mai bună, să fie satisfăcuți că locuiesc în această țară, să fie fericiți. Iată, ăsta cred că ar fi dorința mea cea mai mare ca și politician. În ce funcție vă vedeți după următoarele alegeri? Sincer să vă zic că nu m-am gândit la acest lucru și nu o să mă gândesc la el. Nu este un fetiș, nu este o obsesie la moment ca să construiesc toate mecanismele preelectorale și postelectorale, reieșind dintr-o dorință, cum să numesc eu, o dorință predeterminată a mea. În mod normal, funcțiile sunt importante nu pentru satisfacerea unor ambiții personale, ele sunt importante ca și platformă de promovare a ideilor programatice a partidului, e sigur. Însă, de ce nu este o obsesie pentru mine și de ce vin cu un calcul foarte rațional în acest sens? Fiindcă probabil în viața mea de aproape 25 de ani de activitate în sectorul public am avut enorm de multe funcții. De la cele mai mici până la cele mai înalte. Și probabil că acest lucru vine să-mi determine o atitudine foarte calmă, liniștită, rațională și foarte calculată. Domnul Lupi, vă mulțumesc mult și vă doresc succes. Eu la fel și vă doresc o zi bună. Pentru electoral, e cert acest lucru, și pe această cale asigurăm viitoarele deja coaliții post-electorale pentru a continua această responsabilitate și acțiunea, reformele care au fost începute, fiindcă